Jos masca, jos guvernul, au strigat miile de români ieșiți în stradă pentru a doua zi. București, Brașov, Constanța și Timișoara sunt doar câteva dintre orașele în care au fost proteste anti-mască, anti-restricții. Organizația Mondială a Sănătății anunță astăzi rezultatele investigației pe care reprezentanții săi au făcut-o în China privind originile coronavirusului. Vaccinurile Pfizer și Moderna reduc cu 80% riscul de infectare cu SARS-CoV-2 după două săptămâni de la administrarea primei doze. Guvernul a adoptat suspendarea facilității prin care firmele plătitoare de impozit pe profit puteau da angajaților 1.500 de lei pentru creșă sau grădiniță. Măsura a fost publicată ieri în Monitorul Oficial. Ghișeul.ro devine prima platformă digitală de stat cu 1 milion de utilizatori. În ultimele 3 luni s-au făcut tranzacții în valoare de aproape 350 de milioane de lei. Organizatorii premiilor Oscar vor ține o conferință Zoom în această dimineață pentru a decide dacă participanții vor putea fi prezenți de la distanță. Știi!